Pacea Domnului Iisus Hristos! Am închis sabatul. Suntem în momentul acesta cu studiul nostru de dragul cuvântului Lui Dumnezeu în afara momentului de sabat. Dar sper din tot sufletul ca să lucreze la viața și la sufletul nostru acest, această încheiere de cuvânt. Există un concept în Noul Testament numit ceasul al 11-lea. Și dacă vă amintiți bine, ceasul al 11-lea este momentul final, cu o oră înainte de Poftiți? Înainte de încheiere, ce mai poți să faci în ultima oră? Cam asta este subiectul pe care aș vrea să vi-l propun în seara asta. Ce mai poți să faci în ultima oră? Um. Unii și încrucișează mâinile pentru că nu mai pot să facă nimic. Alții mai dau de câteva ori din sapă în dacă se sfârșește. Dar haideți să vedem încă o dată pilda Domnului Isus Hristos. Evanghelia după Matei, capitolul 20. <coughs> Fiindcă împărăția cerurilor e așa, ca un gospodar care a ieșit dimineața să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii, cu câte un leu pe zi și a trimis la treabă. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață la lucru. Apropo, ceasul al treilea coincide cu ce oră? Pe la nouă dimineața. E târziu pentru un gospodar Serios, ca să angajezi lucrători la ora nouă de dimineață, e târziu. Că orice lucrător știe că trebuie să înceapă de dimineața la lucru. <coughs> Dar le-a zis, duceți-vă și voi în via mea și vă voi da eu, voi vedea eu ce vă dau. A ieșit pe la ceasul al șaselea. Asta însemnând ce oră în zi? 12. Și zice, a ieșit și pe la ceasul al 9-lea. Ceea ce înseamnă pe la 3 după amiază. Și mă spuneți în dumneavoastră, pe la ora 3 după amiază, ce trebuie mai faci? Imaginează-ți că tu uh, te duci la cineva și îi spui la ora 3, dute te și uh, du-te la via mea și ajută-mă să termin odată ce am de făcut, că n-am decât ziua de azi. Cam asta este ideea. Că nu te duce la ceasul al treilea să iei pe cineva dacă ai avea timp și mâine. Dar pentru că totul trebuie făcut astăzi, atunci cauți cu disperare lucrători pentru ca să faci tot ceea ce poți să termini ce ai început. Este um, norma pe ziua respectivă. când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis De ce stați toată ziua fără lucru? Este primul reproș. Adică e cam așa. Nu vreți să folosiți și voi timpul pe care îl aveți? Adică nu vreți să faceți și voi ceva, să să nu trăiți degeaba, că e ceasul al 11-lea. Vă dau șansa unică să vă transformați din niște neroditori, niște oameni care nu fac nimic, în niște oameni care au făcut și ei ceva. Observați, vă rog, cum pune problema aici Domnul Isus Hristos în pildă. Cine sau cui se oferă șansa maximă a zilei aceleia? Stăpânului viei sau lucrătorilor? Nu știu câtă, nu știu câtă eficiență și cât avantaj are lucrătorul viei din niște lucrători care îi angajează pentru o oră. Dar este sigur că cel ce se duce și lucrează ora aceea are marele avantaj de a trece din categoria celor șomeri care nu sunt angajați niciodată în categoria unor oameni care au lucrat. Foarte galant, Domnul Isus Hristos în această pildă le spune și lor veți primi ce va fi cu dreptul și le dă, le scrie în cartea de muncă cum că ei au lucrat cât timp? Toată ziua. Așa scrie în cartea de muncă pentru că i-a plătit ca și cum ar fi lucrat toată ziua. Cu alte cuvinte, a lucra pentru Domnul Isus Hristos în ceasul al 11-lea reprezintă marea șansă, marele har pe care Dumnezeu ni-l dă nouă pentru a fi conlucrători împreună cu El, pentru a face ceva de dragul Lui, pentru a fi ceva sau pentru a realiza ceva la oaltă cu Domnul Isus Hristos. Textul ne spune că pe ei nu-i tocmise nimeni. Există Riscul ca noi să credem că acești lucrători au fost acolo și la ceasul al șaselea. Au fost și la ceasul al șaselea. Când a venit în piață și i-a tocmit pe unii. Au fost acolo? Există comentatori care zic, domnule, au fost acolo și la ceasul al șaselea. Numai că nu s-au dus la ceasul al șaselea la treabă. Au fost acolo și la ceasul al nouălea? Da sau nu? Ce ziceți? Văd că v-am încurcat puțin. Dar vreau să, vreau să țineți serios de ceea ce credeți. Au fost acolo sau nu? Sunt comentatori care spun că ar fi fost acolo, dar nu s-au dus. Vă dați seama dacă lucrurile au fost așa, situația e cu totul altfel. E cu totul alta. Au venit la ceasul al șaselea și n-au vrut. Au venit la ceasul al nouălea și. N-au vrut. De ce să vrea la ceasul al 11-lea? În cartea Parabolele Domnului Hristos, acolo scrie clar, ei n-au fost nici la ceasul al 6-lea, nici la ceasul al 9-lea. N-au fost. Ei n-au auzit chemarea. Că dacă ar fi auzit-o, s-ar fi dus. Dar n-a fost cine să-i cheme. și spune acolo că iar dacă ar fi fost, spre exemplu, și s-ar fi pocăit de răul pe care l-au făcut pentru faptul că nu s-au dus, mai este o șansă pentru ei cu toate asta. Aceia care nu l-au ascultat pe Isus Hristos atunci când i-a chemat prima dată, vor descoperi în veșnicie faptul că posibilitățile de dezvoltare a lor personală, um, posibilitățile respective au fost mult limitate datorită faptului că au refuzat să lucreze cu Domnul Isus Hristos pe termen mai lung. Deci, și dacă te pocăi și dacă ai zice mă duc după ce ai zis că nu te ai dus, vei descoperi până la urmă că lucrul acesta te costă. Pentru că în perspectiva dezvoltării, dezvoltării tale, vei observa că ai pierdut mult. Că ai fi putut să faci mult mai mult cu Domnul Isus Hristos în legătură cu viața ta decât ai face dacă ai răspuns mai târziu. Dar, încă o dată, nu este cazul la acești lucrători. Noi doar comparăm cum ar fi fost. Ajungem la concluzia că pocăința este bună, dar ajungem la concluzia că pocăința nu compensează efectele pe termen lung vis-a-vis -vis de faptul că n-am fost conlucrători cu Domnul Isus Hristos ca să-L înțelegem mai bine, să-L cunoaștem mai bine, să ne dezvoltăm mai bine lângă El. Lucrul ăsta îmi dă de înțeles încă o dată că această chemare la muncă împreună cu Domnul Isus Hristos este o chemare la dezvoltare. Isus Hristos îi cheamă pe lucrătorii ăștia Haideți în via mea ca să vă dezvoltați caracterul. Haideți lucrați împreună cu mine ca să vă dezvoltați felul de a gândi, să mă înțelegeți, să mă cunoașteți, să fiți mai mult ca mine. Asta este sensul fiecarei chemări. Și când în ceasul al 11-lea, gospodarul se duce și face ultimul și disperatul, disperata încercare, disperatul efort se adune pe ultimii, este ca să le dea acestor oameni ultima posibilitate de a se dezvolta împreună cu el. Din cartea Parabolele Domnului Hristos, în pagina 397, nu cantitatea de muncă depusă sau rezultatele vizibile ci spiritul în care este adusă la îndeplinire lucrarea aceasta, valorează înaintea lui Dumnezeu. <coughs> în ce categorie de lucrători intrăm noi? Lucrătorii de la ceasul al treilea? Da sau nu? Da sau nu? Nu. Lucrătorii de la, ceasul, de la ceasul al șaselea? Da sau nu? Nu. Lucrătorii de la ceasul al nouălea? Lucrătorii de la ceasul al unsprezecelea? Aici suntem noi. Lucrătorii de la ceasul al 11 lea Ultima oră de istorie. Chemați de Dumnezeu ca să fi părtași împreună cu El. Și acum, spune pilda, să știți că nu contează cât timp ai lucrat și cantitatea de muncă. Contează, poftiți, spiritul în care lucrezi. Acum contează spiritul, contează bucuria, contează bogăția, contează entuziasmul pe care îl pui în această lucrare. Asta contează și asta vor încheia lucrarea lui Dumnezeu. Ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea se referă la acei lucrători din via lui Dumnezeu din secolele trecute. Probabil Abraham, Isaac, Iacov, Luther, Melanton și alții, Calvin. Dar noi acum, după terminarea lanțului profetic, când practic nu mai este timp, chemați de Dumnezeu să lucrăm pe el în, pentru el în momentul în care nu mai este timp. Noi, acum, pentru o oră de istorie, ar trebui să lucrăm cu atâta bucurie, cu atâta dedicație, cu atâta zel în via lui Dumnezeu, că și așa mult nu mai e de lucrat. Probabil că n-ar mai avea, avea rost să ne um, plângem de oboseală. Are rost să te plângi de oboseală când tu lucrezi numai o oră, are rost? Nu are rost. Săptămâna aceasta am fost în vizită la una dintre surorile care frecventează biserica noastră și îmi povestea că în momentul în care a primit cuvântul lui Dumnezeu, era atât de hotărâtă să spună la toată lumea despre valoarea Scripturii, încât cei de la punctul de lucru unde lucra dânsa au început să vorbească în termenii următori. Domnișoara a nebunit. Auzi? Vorbește în continuu despre Isus Hristos. Cred că Um, zelul acela, dorul acela, l-am urmărit mai apoi în istoria dânsei și am întrebat-o, da, acum spunem, mai ai aceeași, același curaj? Și sora Mariana mi-a spus, acum nu mai îndrăznesc. Oameni extraordinari. Eram cu soția mea împreună și am vorbit după aceea. Oameni extraordinari, super din punct de vedere al caracterului, care spun acum nu mai îndrăznesc. Ce s-a întâmplat cu noi? De ce, de ce a apărut această, acest blocaj? De ce ni se pare că e mai bine așa? N-ar trebui ca la ora 11 lucrător în via lui Dumnezeu, în ceasul al 11-lea, cu cât se apropie momentul răsplătirii, n-ar trebui să crească și zelul și calitatea și n-ar trebui să, să crească. Aceia care au venit în vie la orele 11, au fost foarte mulțumitori pentru ocazia de a lucra. Inimile lor erau pline de recunoștință față de, aceea, de acela care i-a primit să lucreze. <coughs> Și când la terminarea zilei, stăpânul le-a plătit pentru o zi întreagă de lucru, ei au fost extrem de surprinși. Ne va face Dumnezeu surpriză să știți a pregătit pentru noi surprize pentru faptul că am intrat și noi în via Lui. Nu știu dacă am și lucrat. Am intrat. Am dat și noi de câteva ori cu sapa. El pregătește surprize pentru noi cum nu se poate. Mi se pare că pentru cei din ceasul al 11-lea și cu cei din ceasul al 11-lea, stăpânul se poartă mai frumos, mai gingaș, mai cu har, mai cu surprize decât cu toți ceilalți. Oare de ce? Suntem mai slabi? Suntem mai fragili? Ne iubește mai mult? De ce să ne plătească ca și cum am fi lucrat o zi întreagă? Ei au știut că nu meritau astfel de plată. Expresia bunătății ce se putea vedea pe fața celui ce i-a angajat i-a umplut de bucurie. Ei n-au uitat niciodată bunătatea stăpânului viei sau generoasa răsplată pe care au primit-o. La fel stau lucrurile cu păcătosul care, conștient de nevrednicia sa, a mers în ceasul al 11-lea în via stăpânului. Timpul său de lucru pare așa de scurt, încât el simte că nu merită plata primită. Aproape că n-ar merita nimic, nu? Pentru o oră de muncă, ce bani să ceri? Dacă toată ziua e un leu, pentru o oră, cam câți ar fi? Doi bănuți, ai văduvei? Ceva de felul ăla? Probabil. Ce, ce rost are să te gândești la plată când tu lucrezi doar o oră? Dar este plin de bucurie pentru faptul că, totuși, Dumnezeu l-a primit să lucreze. El lucrează cu un spirit umil și plin de încredere, plin de mulțumire pentru privilegiul de a fi conlucrător împreună cu Domnul Hristos. Și Dumnezeu dorește mult să onoreze astfel de spirit. Ce onorează Dumnezeu? Spiritul Muncii. Modul în care noi lucrăm. Modul în care vorbim despre el oamenilor din jurul nostru. Modul în care întinde mâna către un om care mai vrea să afle ceva despre Isus Hristos. <coughs> Înainte de a vă oferi o ilustrație, o alta decât aceasta, aș vrea să spun că dacă Biserica Lomalinda ar hotărâ să-L mărturisească pe Isus Hristos fără nicio reținere, înaintea tuturor celor cu care noi ne întâlnim, sau cu care suntem prieteni, sau cu care lucrăm. Și dacă mărturia despre Isus Hristos ar fi sfântă și neprihănită, atunci porțile acestei biserici s-ar deschide altfel decât se deschide acum. Alți oameni ar năvăli aici în biserică. Eu nu vreau să fac planuri pentru cum să se miște biserica. Eu aș dori ca Duhul Sfânt să vină aici și să miște biserica astfel încât fiecare dintre cei prezenți să fie un lucrător extrem de priceput în via lui Dumnezeu extrem de priceput. Aș dori și mă rog lui Dumnezeu ca experiența aceea pe care mi-a povestit o sora despre care vă aminteam, sora Mariana, să nu se întâmple cu noi, să fim plini de putere în mărturisirea noastră cândva și acum să nu mai îndrăznim. Îndrăzneala noastră să crească din ce în ce mai mult. De o vreme încoace m-a câștigat un vis pe care Elen White îl povestește că l-a avut în anul 1866, în 1886 la 29 septembrie. Apare în Cartea Slujitorii Evangheliei, pagina 136-139 vreau să-l citesc împreună cu dumneavoastră. E după amiază. Probabil că într-un sfert de oră îl putem parcurge. Este extrem de, extrem de, sugestiv și de puternic. Auziți. Într-un vis care mi-a fost dat pe data de 29 septembrie 1886, mergeam împreună cu un grup mare de oameni care căutau afine. În grup erau mulți tineri și tinere gata să ajute la culegerea fructelor. Se părea că ne aflam într-un oraș, deoarece era un teren necultivat foarte mic. Dar în jurul orașului se aflau câmpii, dumbre frumoase și grădini cultivate. În fața noastră mergea un car mare plin cu provizii pentru grupul nostru. Vă rog să fiți foarte atenți la carul ăsta. Visul nu este altceva decât o parabolă. În mergi să culegi, spuneți-mi dumneavoastră de ce iei un car cu tine. Pentru ce este carul acesta? Poftiți? Să-l umpli cu afine în cazul nostru. Ați sesizat însă cu ce era plin carul? Aici zice, plin cu provizii pentru, pentru noi. Imaginea bisericii care se îngrijește de ea. Merge la cules, dar se îngrijește să aibă ce mânca. E bine, dacă tot vrei și ți era foame, nu crezi că dacă te duci să culegi afine, ai putea mânca afine. Mănâncă afine. De ce trebuie să iei un car cu tine plin cu provizii? Asta este imaginea bisericii care se îngrijește pentru ea. Mai departe. În curând, carul s-a oprit. Și grupul s-a răspândit în toate direcțiile. Cine hotărăște traseul de mers al acestei expediții? Carul. Când se oprește carul, se oprește și grupul. În jurul carului cu provizii gravitează toată lucrarea. Pretutindeni, în jurul carului erau tufe înalte și joase, în care se aflau afine frumoase și mari, dar grupul căuta prea departe ca să le vadă. Eu am început să culeg fructele din apropiere, fiind foarte atentă ca nu cumva să culeg afine verzi, care erau așa de amestecate cu fructele coapte, încât puteam să culeg doar câte una sau două afine de pe un ciorchine. Însemna atenție. Însemna statornicie. Unele dintre afinele frumoase și mari, căzuseră pe pământ și erau jumătate consumate de viermi și de insecte. Vreau să vă întreb, vă rog să observați, tot ceea ce spunem acum este o parabolă, tot ce citim aici este o parabolă. Ca urmare, afinele căzute pe pământ, ce reprezintă? Poftiți? Dureros reprezintă suflete care căzuseră și fuseseră consumate datorită faptului că nu fusese nimeni ca să le culeagă. O, oh, m-am gândit eu, dacă am fi venit în acest loc mai înainte, toate aceste fructe prețioase ar fi putut fi salvate. E ceasul la 11-lea. E ceasul la 11 -lea multe au căzut jos, multe au pierdut din calitate datorită problemelor care s-au îngrămărit asupra lor fără ca să aibă posibilitatea mântuirii sau a salvării. Dar acum este prea târziu. Cu toate acestea, eu voi culege acestea fine de pe jos și voi vedea dacă mai este ceva bun în ele. Chiar dacă Afina este distrusă în întregime, cel puțin pot să o arăt fraților ce ar fi putut găsi, dacă nu am fi ajuns aici atât de târziu. Tocmai atunci, două sau trei persoane din grup au venit în apropiere, plimbându-se în locul în care mă aflam. Ele discutau și păreau foarte preocupate de conversația lor. Văzându-mi, au spus, am căutat pretutindeni și nu am putut găsi niciun fruct. Au privit cu imire la cantitatea pe care o aveam eu. Zilele trecute am stat de vorbă cu cineva din România care mi-a spus Știți? După pandemia aceasta, abia după pandemia aceasta noi am intrat în pandemie. Păi de ce? Și el mi-a spus, nu mai putem să ne mobilizăm pentru evangelizare, ca să ducem Evanghelia în altă parte. Păi de ce? ni se spune, și am ajuns la concluzia, că nu mai merge evangelizarea. Că singura șansă de evangelizare este evangelizarea prin instituții, cum ar fi școli, grădinițe, spitale și așa mai departe. Și voi, adică noi ăștia -alți, care nu suntem în instituțiile astea, noi care ne strângem la biserică de fiecare dată, noi, noi ce facem? Păi nu mai merge L-am întrebat Ați văzut voi asta sau altcineva vi-a spus? El mi-a zis Păi toată lumea vorbește asta Toată lumea a ajuns la concluzia asta Deci Am căutat pe tutindeni și nu am putut găsi niciun fruct au privit cu imire la cantitatea pe care o aveam eu. Le-am spus, mai este mult de cules din aceste tufe. Ele au început să culeagă, dar s-au oprit deodată spunând, nu-i corect. Nu-i corect. Ce nu-i corect? Nu e corect să culegem noi aici. Tu ai găsit locul acesta și fructele ți aparțin. Vă spuneam, suntem într-o pildă. Oare la ce se referă? La ce se referă ideea asta? Uh, îți aparțin ție, tu ai găsit locul. Faceți o aplicație, spuneți-mi. Pă tu, altceva? Discutam de dimineață exact acest vis cu cineva și mi-au spus, biserica din Roma îmi spuneau, uh, e vorba de egoism. E vorba de egoismul meu, egoismul tău. Este unul dintre elementele care nu ne lasă să lucrăm pentru Isus. E al tău, eu nu mă bag aici. Descurcă-te tu. Pe bine, am nevoie, vino, haide să lucrăm împreună. Nu, 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 tu aici. Dar eu am spus, nu contează, adunați oriunde puteți găsi ceva, acesta este terenul lui Dumnezeu și acestea sunt afinele sale. Așa că este privilegiul vostru să le culegeți. Dar curând se pare că am rămas singură din nou. Am auzit toate lucrurile despre care vorbeau și râdeau cei de lângă car. I-am strigat pe cei de acolo și i-am întrebat, dar ce faceți? I-au răspuns, nu am putut găsi nicio afină. Am obosit de atât a căutat. Ne este foame. Am crezut că putem veni la car ca să mâncăm. După ce ne vom odihni puțin, vom merge din nou. Carul. Cu de toate. Carul care oferă răsplătirea ungi. Dar am zis eu, nu ați adus nimic până acum. Voi mâncați proviziile fără să ne fie adus nimic. Eu nu pot să mănânc acum pentru că sunt prea multe fructe de cules. Voi nu le-ați găsit deoarece ați căutat, nu ați căutat suficient de atent. Afinele nu se află la suprafața tufelor. Trebuie să le căutați. Oamenii nu se află la suprafață. Nu ne vom împiedica niciodată de ei. Oamenii trebuie căutați. Trebuie investit pentru. Este adevărat că nu le puteți culege în cantități mari, dar dacă veți căuta cu atenție printre afinele verzi, veți găsi fructe foarte frumoase. Padra mea, mică, s-a umplut cu rând de afine și le-am dus la car. Am spus, acestea sunt cele mai frumoase fructe pe care le-am cules vreodată și le-am strâns în apropiere, în timp ce voi ați obosit, căutându-le departe și fără succes. Au venit să vadă fructele. Ei au spus, Acestea sunt niște tufe înalte, puternice și mature. Noi n-am crezut că putem găsi ceva în tufele acelea înalte. Așa că am căutat doar în tufele mici, dar n-am găsit numai câteva. Oare ce-or fi în tufele astea înalte? Puternice. La care ei nu s-au gândit vreodată să se ducă să caute afine. Mulțumesc, Sora Geta spune, probabil persoane influente, mai puternice, în care crezi sau la care crezi că nu vei găsi niciodată un răspuns sau nu vei găsi niciodată credință. Apoi am spus, vreți să depozitați aceste afine și după aceea să mergeți cu mine să căutăm mai multe fructe în aceste tufe înalte? dar ei nu se pregătiseră deloc să depoziteze fructele. Erau vase și saci din abundență, dar fusese folosite pentru... Poftiți? Pentru provizii. Eu am obosit așteptând și în cele din urmă am întrebat, nu ați venit să culegeți fructe? Atunci de ce nu sunteți pregătiți să aveți grijă de ele? Cineva a răspuns. Soră White, noi nu ne-am așteptat cu adevărat să găsim niciun fruct în acest loc. Niciun fruct în acest loc în care se află așa de multe case și agitație. Dar pentru că pari tu așa de nerăbdătoare să culegi fructe, am hotărât să venim și noi cu tine. Ziceți bine. Noi am crezut că vom aduce suficient ca să mâncăm și dacă nu vom aduna niciun fruct, ne vom bucura de recreație sau de plimbare. Viața de vestire a evangheliei lui Isus Hristos capătă uneori astfel. Recreație, plimbare. Și dacă se găsește câte o afină, bine. Dacă nu, noi provizii avem. Unde sunt proviziile? În car, aici. Frații mei, n-am de gând să fac prea multe aplicații. Aș dori să le faceți dumneavoastră. Sunt convins că în timpul acesta, mintea dumneavoastră lucrează și își dă seama ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Eu am răspuns. Nu pot să înțeleg acest fel de muncă. Voi merge din nou să culeg. Ziua deja a trecut. În curând se va înnopta și nu mai putem culege niciun fruct. Unii au mers cu mine, dar alții au rămas la car ca să mănânce. O mică grupă a cules într-un loc și oamenii erau preocupați, discutând despre ceva care părea să-i intereseze foarte mult. Eu m-am apropiat și am văzut că atenția lor era atrasă de un copilaș aflat în brațele unei femei. Am spus, mai aveți doar puțin timp și ar fi mai bine să lucrați cât mai puteți. Lucruri valoroase atrag atenția. Ce poate fi mai frumos decât un copil? Dar când ești la adunat, Salva de suflet, ca să ți se atragă atenția sau să se distragă atenția la un copil pe care îl țin brațe, toată lumea pe lângă și așa mai departe să nu mai știe nimeni faptul că avem de treabă, asta este o nefericită că pare de sub control a situației. Atenția celor mai mulți era atrasă de un tânăr și o tânără care alergau spre car. Când au ajuns la car, erau așa de obosiți încât au fost nevoiți să stea jos să se odihnească și alții se așezaseră pe iarbă să se odihnească. În felul acesta, ziua trecut, a trecut, s-a realizat foarte puțin. În cele din urmă eu am zis, fraților, voi numiți aceasta o expediție reușită. Este un alt moment în care aș vrea să mă opresc. Avem această capacitate de a numi falimentele noastre, de a le numi cum? Succes. Expediții reușite. Dar să știți că îndreptățirea prin credință nu se aplică la, acea, la aceste situații foarte concrete de a, de a lucra pentru Isus Hristos. Aici nu merge să fie una și să pui alt nume. Să fie faliment și să spui că este... Succes nu merge aici. Va trebui să fim foarte concreți. Va trebui să fim foarte realiști cu noi înșine, să ne întrebăm, este succes sau e faliment? Succesul sau nereușita voastră depinde de modul în care lucrați. Dacă acesta este modul în care lucrați, nu mă mir de lipsa voastră reușită. Aici sunt afine pentru că eu le-am găsit. Unii dintre voi au căutat zadarnic în tufele mici, alții au găsit câteva afine, dar tufele în alte au, tufele înalte au fost trecute cu vederea pentru că pur și simplu nu v-ați aștepta să găsiți fructe în ele. Vedeți că fructele pe care le-am cules eu sunt mari și coapte. În scurt în timp se vor coace și alte fructe și putem merge din nou la cules. Auziți? Din nou. Mereu și mereu, poporul lui Dumnezeu trebuie să se ridice și să meargă la cules. Din nou și din nou, trebuie să se repete ceea ce poate odată a fost un eșec. Dar învățând din el a doua oară, poate să fie succes. Acesta este modul în care am fost învățată să culeg fructe. Dacă ați fi căutat lângă car, ați fi putut găsi afine la fel de bine ca și mine. Cei care încep să învețe să îndeplinească o astfel de muncă vor repeta lecția pe care le-ați dat-o azi. Domnul a așezat aceste tufe cu fructe chiar în mijlocul acestor locuri aglomerate și se așteaptă ca voi să le găsiți. Care este traducerea faptului că în locurile aglomerate erau, erau tufe înalte și puternice, pline cu fructe? Orașe, locuri aglomerate ca Lomalinda, ca ce aici în jur, au această, această potențialitate, acest potențial. Dar voi ați fost prea mult preocupați să mâncați și să vă amuzați. Nu ați venit aici cu o hotărâre serioasă de a găsi fructe. Altădată va trebui să lucrați cu mai mult zel, mai multă seriozitate și cu un scop cu totul diferit. Altfel, munca voastră nu va avea niciodată succes. Se continuă mai departe, doar își vrea să mă opresc aici. Cred că visul acesta care mi-a dat mie mult de gândit, probabil că va vorbi și dumneavoastră la fel de mult. Am plecat împreună pentru ca să culegem roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Tată Ceresc să nu stăm degeaba fără de lucru. Din ceasul ăsta al 11. Să punem entuziasm, dragoste și bucurie pentru a lucra pentru Isus Hristos. Amin. Mai sunt minute de lucru, Părinte, și se apropie încheierea istoriei noastre pentru ca să înceapă veșnicia ta. Tată, în numele Domnului Isus, îți mulțumim pentru că ne-ai chemat în via ta la lucru. Dă-ne, Doamne, entuziasmul Tău, dragostea Ta, zelul Tău. Ajută-ne să fim fericiți, să lucrăm împreună cu Tine și pentru Tine. Ferește-ne, Doamne, de oboseală. Ferește-ne de descurajare. Ferește-ne de încrucișarea mâinilor și ferește-ne, Doamne, de indolența caracteristică firii noastre vechi ridică biserica ta la lucru. Și fă, Doamne, să muncim datorită acelei dragoste mistuitoare după oameni. Fă, Doamne, să apreciem atât de mult jertfa Domnului Isus Hristos și sângele Său care s-a scurs pentru noi, pentru ca în felul acesta să putem să investim, Doamne, toată energia și toată puterea noastră în găsirea și în binecuvântarea aproape lui nostru cu dragostea ta. Doamne, suntem mai puțini în seara asta, dar ajută-ne ca cei ce suntem aici să beneficiem de cuvântul tău și săptămâna care vine să ne conduci la lucru. Să ne ajut, Doamne, să vorbim cu colegii noștri, cu vecinii noștri, orice om pe care îl întâlnim, să vorbim despre tine, despre mântuirea ta, despre dragostea ta, despre șansa pe care o avem la o viață veșnică. Fă ca biserica ta din Loma Linda să poată să facă lucrul acesta. Amin.